Bună dimineața, vorbitorilor de limbă română. Din păcate, pe conturile mele oficiale de Facebook, alea care nu sunt business, sunt pe persoană fizică. Da. Am primit... Hai să închid asta, că să nu-mi iau toate bani. Mi-am primit warning. Știți, da, nu pot să mulțumesc oamenilor care mi-au spus la mulți ani. Și că le mulțumesc și eu pe canalul ăsta, în speranța că o să privească. Dacă nu le mulțumesc că se termină warning-ul ăla, ce trebuie o fi. Da, pentru că învăț femeile și bărbații care sunt abuzați la locul de muncă să aibă atitudine, să le povestesc că au drepturi, da? Să le spun că încă mai avem instituții, dacă nu sunt ale statului și nu sunt în România, sunt peste tot în lume, care își fac jobul, da? Și iau atitudine vis-a-vis de scârbele. Pardon, nu sunt scârbe. Sunt niște mediocri și niște canali și niște nulități, niște impotenți ordinari sociali care nu sunt stare să se ducă la muncă. Bă! La muncă cu voi, băieți! Pulai? Curai? Pune la muncă! Te-ai drecu din gură! Tu mai avea pretenții. Bun. Știam că o să ajung aici. Mă bucur că s-a întâmplat asta după vreun an și ceva. Planul meu a funcționat. Mi-am văzut de treabă, iar marea majoritate a jigodiilor penale au plecat. Bineînțeles că mi-ai făcut grijă pe unii dintre ei. Da, mai devreme a venit unul pe unul din site-uri, foarte îngrijorat. Dacă am fost satisfăcută ăștia că prestezi în realitate, prestezi pe măta, ia vezi, măta prestează lui Butactul? Da, a prestat, uite că e și prostul din tine. Genial. Cum a prestat? Nu te fute pe tine grijă. Dacă n-am postat nicăieri vreun text în care îmi bag pula, da, sau mă iau în gură cu ăla cu care m-am întâlnit, înseamnă că omul a făcut bine. Da. În rest, da, ce să fac din când în când mai întâlnesc cu un prost. O canalie sau o nulitate. De ce? Că sunteți mulți. Așa și cât un disperat. Da, care e cu manipularea prost. Vezi, bă, că manipularea nu-i seducție. Înțelegi tu? Ce manipularea nu-i seducție. Iar când femeia deschide picioarele, fi bine să du-te acolo. Următoarea dată s-ar putea să nu mai ai nicio șansă. Aștepți tu. Când marea asta de oameni, deci că întâlnești între timp alții. Și tu? Uită cilea. Da. Acestea fiind spuse, bă, vă mulțumesc frumos tuturor pentru gândurile frumoase pe care mi le-a spus de ziua mea. Vă mulțumesc și pentru tăcerea pe care mi-ați oferit-o în momentul în care am expus niște gunoaie ordinare, fie că le-am expus fără nume, fără... am expus doar niște fapte al unor gunoaie sociale din Carpați. Voi știți că aveam dreptate. Și ce să vă zic, aveți grijă de voi pentru că și luați atitudine, indiferent că e vorba de măta, tactus, sorta, fractus și cine dracu mai este, fii tu, e atitudine. E în pizda mamilor. Fac infracțiuni? Crușea Dumnezeilor mamilor lor. Exact așa e atitudinea. Ați auzit? Da? Futuți morții măti! Bravo, dragilor! Să rețineți asta. Să rețineți că și eu am fost adepta, știți? Și m-a învățat pe mine mama. Mi-a zis, dă-mă șanse, vorbește-i frumos. Nu dă mă șanse. Nu vorbi frumos. Nu merită. Un om care a greșit odată, n-a greșit, care a făcut intenționat, va face de 10 ori. Va fi același gunoi și aceeași canalie și aceeași nulitate. Nu iertați. Mutați-i mai încolo, lăsați-i drecu să moară în conștiința lor. Să meargă pe stradă între ei, sociopați. Ați auzit? Așa se face. Scârbele, drecu. Disperatele, drecu. La muncă, fă! Suci pula, e o muncă, chiar dacă eu suci numai la al tău. Ia vezi. Da? La ala care umblă după tine. E muncă. Știi? Da. Acestea fiind spuse,
Vă mulțumesc frumos. Sperăm că aria serviciilor va fi diferită. Da? Să sperăm că și familiile voastre nu trăiți ce am trăit eu, că nu vă doresc, ca să-mi dați dreptate. Și să ne auzim de bine. Sau cum vreți voi. Putem să ne auzim și excepțional, extraordinar, nemaipomenit, nemai întâlnit. Să nu uitați. Cum vă șterneți, așa dormiți.